Bine v-am regăsit! Astăzi o să vă prezint un moment deosebit, un moment emoționant din viața lui Nicolae Grigorescu, pe care chiar marele pictor l-a numit, citez, cea mai fericită zi din viața mea. În 1850, la 12 ani, după numai 2 ani petrecuți sub îndrumarea lui Anton Cladek, considerând că învățase tot ceea ce era de învățat și cuprins de dorința de a veni în ajutor familiei sale, Nicolae Grigorescu părăsește atelierul maestrului și începe să lucreze singur iconițe pe care le vindea prin bâlciuri și prin piețele capitalei, duminica și în zilele de sărbătoare. Iată-l pe marele pictor amintindu-și cu emoții de această perioadă dificilă a vieții și carierei sale. După 2 ani m-am întors acasă și am început să fac singur iconițe. Era vară. Duminica mă duceam la obor. Îmi așterneam hăinuța jos, îmi întindeam marfa pe ea și mi-așteptam mușterii ca orice negustor. Treceau femei sărace, oameni de la țară, mă întrebau cine le-a zugrăvit. Le spuneam că eu. Și cumpărau bieții oameni. Ziceau că-s icoane cu noroc, de la copil nevinovat. Doamne, cu ce bucurie am venit acasă după cea din tâi afacerea mea. Făcusem vreo 10 sorcoveți și când i-am pus mamei în mână, s-a uitat la mine și m-a întrebat îngrijată de unde-s, că eu lucrasem pe ascuns icoanele. Când i-am spus, m-a sărutat, a dat să zică ceva și s-a întors cu fața spre fereastră că-i venea să plângă. Aceea a fost, poate, cea mai fericită zi din viața mea. Era mare. Aduceam parale în casă, bucurie la ei mei, cu munca mâinilor mele. Cine mai era ca mine?